Eu cred că nu neapărat mai mulți bani rezolvă problema, ci un management bun. Și să știți că în management e o zicală. Cu bani mulți, orice fraier știe să facă. Cu bani puțini, nu sunt mulți. Am făcut spațiile verzi frumoase și acum am început să punem și floricele pe ele. Dom'le, eu sunt un român mândru. Sunt mândru că sunt român. Și mă duc și eu la Paris, mă duc și eu la Istanbul, mă duc și eu în alte orașe mari. Și văd, domnule, abundență de flori, de spectacol, de partea urbană făcută frumos. Și am pus floricele, într-adevăr, în sectorul 3. Știți că e o problemă la noi, în mentalul colectiv. Pentru că am avut primari care au dat sume exorbitante pe niște flori care, în realitate, costau foarte puțin. Asta vroiam, domnul Barbu, să spun. Că nu e cazul. Chiar întrebam pe cineva care îmi spune, uite, flori, că asta mi-am pus și eu în grădină. Mă, cât ai dat pe ele? 4 lei și ceva, un ghiveș din ăla de begonii. Begoni. De begonii. Okay. Da. Știți cât plătim noi primăria sector 3? Cât? Un leu. Bun. Deci... pe ghiveci. Noi cumpărăm de la ADP. ADP poate să furnizeze oricui cu plantat în preț. Deci nu cumperi ghiveciul și pleci cu el acasă. Nu. Eu îl plătesc cu el plantat pe teren. Adică un buchet din ăla mare, frumos, înseamnă vreo 20 de ghiveci, adică vreo 20 de lei. Nu e cheltuială. ADP-ul... Iar tot ce facem noi în sectorul 3, facem cu bani puțini, pentru că, repet, suntem un sector sărac. Am plantat vreo 15.000 de copaci în ultimii 4 ani. Domnul Predoiu, candidatul PNL-ului, a spus-o că e evident sectorul 3. Uitați-vă pe Google. Pe Google, de sus, să vedeți că sectorul 3, dumneavoastră, e un sector verde.